Și nu musa e cei care au suferit. Am și ani de zile, l-am purtat a Evea în întâlnirii puternicilor bolșevici. Deci vorbesc în această dublă calitate de prezentator, dar și de reprezentant al zecilor de mii, sutelor de mii mai corect, de oameni care au pătimit după eliberarea pe care ne-a oferit-o Armatele Roșii pe teritoriul României. V-aș vrea dacă este posibil să păstăm puțină tăcere, fiindcă fiecare are câteva minute numai acordate de autori. Chiar eu îmi cer de iertare și atenția mărită să nu cumva să depășesc cele 10-15 minute de aur din economia oricărui, să zic, prezentări sau mai bine zis manifestări de soiul acesta. CETE, ca vechi funcționar al Institutului sau al Muzeului de Istorie a Municipiului București, istorie și artă pe vremea noastră, 20 ani, când l-am părăsit în toiul Revoluției, să vă spun că de puține ori, îmi aduc aminte de 2-3 expoziții pe care le-am avut și pe care le-am arătat publicului bruștean. Aș vrea să vă precizez că, și aici voi pierde câteva minute, voi vorbi și în calitate de fost membru al FIAP-ului, deci un om care a fost îndrăgostit cândva, adică nu aveam de pace pentru PNL, o aveam pentru aparat și arătul de fratele meu și de o generație întreagă de fotografie amator, am reușit să obținem câteva premii legate de evadarea noastră în această meserie, în această viziune, în fond, deschidere pe alt univers numit arta fotografică. Fac această introducere ca să știți din început că prezența mea este legată nu numai de faptul că cunoscut. Și împrejurile acestea sunt uluitoare în viață. Familia Grișilor, familia Roncea. Am fost și vrăjit de talentul pe care m-am lovit, în sens bun al cuvântului, al Cristinei, de intrarea, să zic, intempestivă, aș putea să o numesc, în rândurile unor oameni care simt aparatul în mână. Precum vânătorul își are mâna încleștată pe armă, ca și soldat, tot așa să vă închipuiți, ca și artistul, pictorul pe PNL, tot așa artistul, fotograf, face corp comun cu aparatul său. Până la aparatele acestea sofisticate și sofisticate în sensul că îți oferă aproape toate elementele, să știți că arta fotografică era o castă, era un soi de blestem și cei care am lucrat în privința aceasta și am avut sau nu am avut succese, am avut o venerație pentru îmbinarea teribilă de pricepere, artă, dorința de a face artă și rezultate. Vă dau un exemplu, am reușit să luăm primul întâi în 64, care s-a scodat și cu o anchetă mică în Betty Mandoi pe poți, cei care sunteți mai în vârstă, sau cei care și știți bine de toți ce înseamnă Betty Mandoi, ne-a întrebat că cine dacă a dat voi, eram numai trei, avocatul Nicu Filip, fratele meu și eu, să faceți o expoziție în Băicuș. Tot mai bine să refuzase din testamentul Răzbuș, în loc în primire, inventarul din Evans Rosen Paris. Am pierdut atunci o colecție care, în ulterior, a valorat 10.000 de dolari. Dar trecutul aparține unor oameni care și-aveau niște margini pe care, numai cu timpul, numai în istorie, vor fi făcute măsurători. Mă întorc acum la subiectul din țara aceasta. E vorba de o expoziție, o expoziție care este ciundită, zic eu, ca să vă spun și cu negative, nu? Această subiecte.
o expoziție care n-aș putea spune că nici pe departe că epuizează inventarul acesta. Dar nu toate cred eu că se pot bucura de o notă maximă. Cum vor ce-a făcut doamna Cristina? Făcut un exercițiu. Un exercițiu pe care îl fac oamenii atunci când ajung la un platou al cunoașterii și al realizărilor. Fotografia, spre deosebire de pictură, doamnă și domnilor, creează, compune, măsoară. Ea este instantaneu. Dincolo pictura, pictura vine, raționează. Cultura este ceea ce își imaginează artistul despre subiect. Noi nu. Noi gândim și colaborăm cu anumite elemente, de care e lumina, dimensiunea, raportul între expresia fotografică și față și chip. Chipul înseamnă într-o fotografie și nu mă refer numai la chipul uman, la chipul naturii. Eu sunt cel mai aproape de existența naturală a firii umane. Evident că aș putea să, sau am putea să vorbim ori întregi de raporturile acestea între arta fotografică și celelalte surate. Mă opresc însă la opera dansei. Aici veți vedea fotografii, are ca valoare, după mine, sunt oricum inegale. De la o notă 10, o notă de maximă, care o aveți aici, reprezentând. De curând, de ceva dispărut de noi și care v-a rugat să o revizionați, să o revalorizați. Are nota maximă pentru mine, pentru că este și o invitație pe care o spun, eu fac cuvântul acesta, sper că Biserica Ortodoxă, după ce a așteptat decesul, sper că îl va trece suma foarte zgârcită a celor care merită să-i avem și noi nominalizați. Chivăcia cea mare, arta aceste expresii potetistice, este mâna din stânga, care este, este și o invitație, dar este și o oprire. Este și un stop cadru. Adică mergeți și luată trage de mână. Observați mâna aceea care este insinuantă. Privirea mea este privirea un om care și-a săvârșit opera. Și am avut prilejul să-l văd anul trecut. Și s-a constat că dacă moartea, știți cu toții, este singura certitudine a vieții noastre, dacă suferința este un datum necesar în viața noastră, există o zonă de despărțire de pământ, de lumea aceasta terestră, în fond, și care îți dă o beatitudine, îți dă cei care ați mai făcut de excursie prin pictură, îți dă ceea ce Jean Fouquet are în tușile lui cenușii. Îți dă această despărțire fără regret de ceea ce ai trăit. Sfântul nostru de la Biserica Sfântului Mării din de la Tetelgol avea două mari șanse să-și, pentru una, să-și poate exprima sufletul, să-și poate exprima în fond sufletul la un călugăr, este chiar viața sa și partea cea mai importantă este acea filie, acea atracție, acea vocație pe care o au cei care sunt meniți să ne reprezinte la judecarea de apoi și care este vizibilă în special în ochi. Aici ai fost maestră, aici ai împrumutat
ceea ce în pictura renașentistă reprezenta succesul, urții, expresia. Compunerea e în funcție de inspirație, spre deosebire de pictor care o gândește, care o judecă, care o distilează. În lumea noastră, în lumea aparatului, în lumea instantaneului, compunerea vine de la sine. Și tu trebuie să o alegi, să o selecționezi. Ea nu durează decât o secundă sau două. Mai sunt și alte portrete de sur acesta, pe care le-am văzut, una i-a și dat o notă maximă, este acel șopor, iertați-mi expresia, este românească, este acea adunare și compunerea culorii. Culoarea este neagră și tipurile sunt așa cum le vedeți. V-aș ruga să observați acea trecere, acea inimă al luminii reflectat din scări. Să observați în spate cât de modest și cât de reținută este biserica. Și în special să observați că nu există niciun element decorativ. Biserica, slujitorii ei și albul mare. Atât. E, aici se poate observa, aici se poate valoriza, să zic, o artă, atunci când o ai la îndemână și când pricepi că în viață sau în lumea aceasta, cel puțin la orizontul românesc, băi, puși, nu degeaba a trecut de la această structură a mușchilor, a trecut la cealaltă aerată de concentrare maximă a existenței umane. V-am dat numai două exemple de ce înseamnă să fii artist. Mai sunt lucruri care și mai este lucruri pe care iar încerc să vi-l sugerez. Este un potret, acest persoane. Nu puteți? Funcționarea lui Dumnezeu. Ce este mai nobil, ce este mai concentrat în mișcare decât de crucea, decât de expresia și v-aș ruga un pic de atenție, mai există ceva. Ceva care este dat într-un plan secundar. Și dacă aș fi cât de greu este, ca lângă o figură centrală, ea ține economia nobilii, să ai în firgan, să ai în estompă, ucenici. E, domnilor, lucrurile acestea, când le vedem, spunem că sunt, într-adevăr, minunății pentru a le face, pentru a le realiza, trebuie să ai ochi, experiență și nu în cele din urmă oameni care să-și dea seama, să priceapă ce ai vrut să sugerezi, ce ai realizat. V-am dat aceste exemple și mă opresc. Este pentru noi o nădejde în marș, nu s-a putească. Este o speranță săvârșită, consacrată. Fără, și este și o îmbinare de fizic și frumusețea artei. Îi doresc, și în lumea noastră prezumat, îi doresc să-și continue străduința. Să se cufunde mai departe în lumea aceasta a mănăstirii, a credinței, a slujirii lui Dumnezeu. Dar să nu uite că, în paralel, mai este și cealaltă lume, lumea celor săraci, lumea celor obidiți, lumea celor care suferă, lumea celor care așteaptă de la artiști să aibă mereu un spor de curaj și o speranță, să aibă chiar un deget întins prin ceea ce pot, prin art. Vă mulțumesc!